întâi de toate, je suis special, cum am și postat într-o poză făcută de colegii mei pe Facebook. Mi-am expus mai toate părerile, pe de-o parte din perspectiva subiectivă a celui pățit, pe de cealaltă cât am putut de obiectiv a ziaristului care de aproape 15 ani practică atât presa de investigații cât și pamfletul, uneori amestecându-le. Amestecându-le destul de riscant. Încheie pamfletare punem problema, am zis așa, de ce să pui tunurile pe profeți, oricât de discutabile ar fi ei și prozeliții săi, pe un profet mort acum 1500 de ani, când îi plin câmpul patriei de subiecte mult mai pragmatice decât ăsta. De pildă, sunt subiecte destule pe piață, în afară de să înjuri zei consacrați acum 1000 de ani. Am scris despre asta și probabil voi scrie despre pro și despre periculoși atât de timp cât o să pot să o fac fizic. Există profeți aici, la doi pași, care sunt mai periculoși decât un profet care, repet, a murit acum 1500, acum 2000 de ani, acum 3000 de ani, etc. Apropo de întrebarea ta care trimitea la experiența personală și nici nu cred în alt fel de experiențe decât în cele personale, mie personal nu curajul e ce-mi lipsește, ceea ce nu înseamnă că dau curajului mai mult decât merită. Dacă tot veni vorba ce au făcut editorii de la Charlie Hebdo, nu a fost curaj și inconștiență. Inconștiență pură și deliberată. Pentru că aveau nevoie să-și păstreze cei 60.000 de cititori și doar astfel, făcând un mișto ieftin de mișto de burghez îmbuibat și l-au putut păstra, respectivii cititori. Orice redactor șef de la orice ziar vă poate confirma că e o inconștiență asta. Să-ți pui în pericol proprii colegi prin ceea ce scrii. Dacă toți 10 credeau în adevărurile respective, nu știu, poate o să aflăm când o să se declasifice informațiile peste 50 de ani. Eu personal nu cred că toți 10 dintre cei executați nominal și pentru că au făcut caricaturi sau au participat la crearea acestor caricaturi, credeau în ceea ce scriau. Mă îndoiesc. Cum vezi tu reacția și poziția șefilor de stat care au participat la acel marș? Nu, Obama, de exemplu, n-a participat. Reacția șefilor de stat e normală. Șefii de stat, în general, se dau după modelul Kennedy cu celebrul și eu sunt berlinez, ich bin eine Berliner, sau după modelul Spartacus, dacă vrei, conform filmului, conform realității ăla cu Kirk Douglas, că toți suntem Spartacus, e foarte bine să te dai cu poporul pentru că câștigi capital politic. E simplu. Și sunt foarte puțini care au curaj să spună că nu sunt Charlie în ecuația asta. În alte ecuații, nimeni nu era Charlie. De exemplu, 14 ziariști au fost executați anul trecut de către forțele polițienești, armate, etc., servicii secrete izraeliene. Prea puțin au vorbit despre lucrul ăsta. Israelul fiind așa un bastion al toleranței și al democrației universale. Dar vreau să spun altceva. Un ziarist adevărat renunță la absolut orice subiect atunci când îi sunt puși în pericol de moarte colegii. Nu există subiect care să merite să fie pus în pericol de moarte colegii, din care, repet, mă îndoiesc, în ședințele de redacție toți erau un trup și un suflet, toți credeau în respectivele adevăruri. O dovadă ar fi faptul că n-aveau nu numai cont pe Facebook, n-aveau site pe internet, nu comunicau din niciun punct de vedere, nu erau de găsit pe Google. Practic putem spune că au polarizat extremiști, nu? Da, s-au raportat la mâna lor de cititori, care e posibil să fie mai extremiști, eu i-am numit jihadiști atei patetici, să fie mai extremiști în gândirea lor și mai lipsiți de etică decât chiar teroriștii care au din plajă, nu mă îndreptățește nimic să gândesc altfel. Ce fel de repercursiuni poate avea pe termen puțin mai lung ceea ce s-a întâmplat acum în Franța? Păi știi ce repercursiuni? Simplu. Ne vor fi ascultate telefoanele mult mai eficient decât înainte, adică ne vor fi ascultate tâmpenile pe care le vorbim la telefon. Dar în orice caz, libertățile noastre sunt mult mai amenințate acum decât înainte de a fi toată lumea Charlie. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la Paris este o falie de toleranță, dacă vreți. Jurnaliștii au fost intoleranți față de populația
pe care au vizat-o cu caricaturile lor, iar populația respectivă a fost intolerantă față de dreptul la exprimare al jurnaliștilor. În ce privește acest drept la exprimare, sigur că și aici putem să avem în vedere până unde se întinde dreptul acesta sau până unde se întinde libertatea unui profesionist al presei. Are voie sub această mască a dreptului la liberă exprimare să jignească, să catalogheze, să eticheteze, să denigreze, să desfințeze sau, dimpotrivă, ar trebui să se aplice cel puțin o autocenzură care să-l determine să țină cont de spiritualitatea celuilalt, de cultura celuilalt, de persoana celuilalt. Într-o altă ordine de idei, cred că asistăm în acest moment în Europa la o situație extrem, extrem de periculoasă, și anume o mutație în matricea terorismului. Până acum eram obișnuiți ca actele teroriste să fie acte de masă în care se viza numărul mare al victimelor, iar acum constatăm, și ele erau săvârșite de oameni veniți din afară, de atentatori din exterior, acum constatăm că atentatorii sunt din interior, sunt crescuți de 2-3 generații în statele respective, iar actele teroriste nu mai vizează un număr mare de victime, ci crearea de haos prin celule de terorism, prin celule care acționează separat pe un teritoriu național, tocmai pentru a crea o degringoladă, tocmai pentru a destabiliza sistemul funcțional. Nu a existat niciun fel de toleranță, nu a existat niciun fel de înțelepciune, dacă vreți, nu a existat niciun fel de autocenzură. Sigur că în societatea aceasta occidentală despre care vorbim, dreptul la opinie este fundamental și este garantat. Dar pe de altă parte, eu cred că un om inteligent trebuie să își stăpânească pornirile, trebuie să se autocenzureze, chiar dacă opinia sa este, sau chiar dacă crede puternic în opinia sa, trebuie să caute ca această opinie să nu fie jignitoare în relația cu celălalt. Este, dacă vreți, acest Charlie Hebdo este o publicație provocatoare. Am căutat un corespondent în spațiul românesc, dar nu există un corespondent în spațiul românesc al acestui ziar, pentru că la noi legea penală este altfel construită decât în Franța și nu oferă jurnalistului o libertate de exprimare atât de mare. Dar mă duc ce cu gândul câte o caricatură din Charlie Hebdo la celebra rubrică Muc și Sfârg, dacă nu mă înșel, al lui Corneliu Vadim Tudor din revista România Mare. Ceva de genul ăsta au făcut cei de la Charlie Hebdo. Cred că greșim însă atunci când spunem că mesajul lor a fost exclusiv anti-islamic. Nu, ei au căutat să epateze, să șocheze, să scandalizeze. La fel au avut caricaturi împotriva lui Iisus Hristos, a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu, a unor șefi de stat. Profilul publicației a fost acesta, de altfel. Da, a polarizat acel grup care a reacționat la rândul lui și care și-a primit, într-un fel, replica de la minorități. Eu cred că Charlie Hebdo a polarizat un grup antisistem. Nici nu a avut un tiraj extraordinar, dar întotdeauna oameni nemulțumiți, oameni supărați, oameni care se simt răzbunați dacă, eu știu, minoritățile de lângă lor sunt incriminate, vor achiesa la astfel de mesaje. Cred că greșeala fundamentală a celor de la Charlie Hebdo a fost că nu au aplicat aceleași principii ale rațiunii și toleranței în raport cu populația pe care o vizau, indiferent că era vorba de populație creștină sau musulmană, pe care pe de altă parte ei o pretindeau. Dacă vorbim acum despre reacția acelor lideri de stat care au apărut la marș, atunci despre ce putem vorbi acolo? Despre un exercițiu de imagine sau despre un lucru real, un marș real închinat într-adevăr acelor 12
plus oameni care au murit acolo. Eu nu cred că este un exercițiu de imagine. Europa trece printr-o mare dramă. Întreaga construcție europeană probabil că va fi regândită în urma ceea ce s-a întâmplat la Paris. Întreaga politică imigraționistă va fi așezată pe alte baze. În primul rând, consecințele vor fi probabil întârzierea aderării în zona Schengen a statelor pretendente, printre care se află, iată, și România. Suntem pe undeva și noi victima acestui atac terorist și a ceea ce va urma după aceea. Nu cred că președinții aceia au făcut un exercițiu de imagine. Este o mare durere, o mare tragedie cea prin care trecem în acest moment. Spuneam cea mai devreme că este o lovitură dată drepturilor omului. Un astfel de atentat indiscutabil pune într-o altă lumină viața în spațiul european. Sigur că noi suntem obișnuiți să milităm împotriva abuzului de orice fel, nu printr-un alt abuz, ci pe căi democratice. Această modalitate europeană de rezolvare a problemelor este pusă sub semnul întrebării de aceste atacuri teroriste. Și acum eu cred că liderii europeni vor trebui să ia o decizie extremă. Vor pune înainte de toate siguranța individului sau viața privată, dreptul la intimitate al individului. Se discută deja la noi despre legea Big Brother 2, o lege care nu este foarte diferită de ceea ce se întâmplă de foarte mulți ani în Marea Britanie. Se discută despre securizarea perimetrului fizic și virtual al statelor naționale. Din acest punct de vedere, cred că vom avea cu toții de suferit. Ceea ce s-a întâmplat la marșul acela al șefilor de stat, eu cred că a fost un gest firesc de solidaritate, pentru ca cei care sunt predispuși, tentați să facă, să comită astfel de gesturi antiumane, să înțeleagă că Europa și lumea întreagă face front comun împotriva terorismului. Eu aș porni de la ideea de libertate, pentru că civilizația occidentală s-a clădit în progresul ei, dacă într-adevăr există un progres, pe ideea de libertate. Noi deja nu mai putem accepta să trăim în afara libertăților noastre. Și libertatea de expresie, libertatea presei este una dintre cele mai importante libertăți pentru care oamenii chiar au luptat la un moment dat. Și libertatea presei o putem înțelege atât din perspectiva celui care scrie, dar și din cea a cititorului. Este deosebit de importantă. Ce trebuie să înțelegem și să acceptăm însă, libertatea nu este absolută. Adică libertatea are margini. Nu ne putem închipui decât la modul iluzoriu că putem face orice, oricând, oriunde, cu oricine, în orice context. Așa și cu libertatea de expresie. Problema este cine pune aceste margini, cine vine să le stabilească și să ne oblige să le respectăm. Pentru că, măsuri, da, așa? Și cum o face, așa este. Atunci când vorbești despre libertate, este dificil să accepți limitele ei, îngrădirea libertății. Este dificil să accepți că libertatea nu este absolută, deși această relativitate a libertății provine din însăși condiția umană. Vrând, nevrând, trebuie să acceptăm că nu putem face orice, oricând, oriunde, cu oricine. Și atunci, care ar fi soluția? Păi, eu cred că soluția ar fi să ne definim fiecare dintre noi marginile acestei libertăți. Să știm cât ne putem întinde cu libertatea noastră. Poate până la libertatea celorlalți. Până a-l deranja pe cel de lângă noi cu libertatea mea. Pentru că dacă eu încalc libertatea ta, în această situație nu mai vorbim despre libertate. Deja e altceva. Trebuie să ai și tu libertate, trebuie să am și o libertate. Și probabil pentru a evita o limitare brutală, violentă, irațională a libertății, fiecare dintre noi trebuie să avem înțelepciunea să ne definim singur libertatea. Dom'le, cât pot eu să mă întind cu libertatea mea? Ce înseamnă aceasta în alți termeni? Înseamnă să acompaniem libertatea cu responsabilitatea. Cred că asta nu s-a întâmplat într-o anumită măsură în incidentul pe care îl invoci tu. Poate că această libertate să aibă direcții. Există direcții în care putem fi liberi și direcții în care nu putem.
chiar referitor la libertatea presei. Pentru că se întâmplă de multe ori să nu se discute despre probleme la care, eu știu, există un răspuns prompt al unor autorități, mai ales la noi, pentru că vorbim și de cazul din România, o presă care de multe ori nu discută anumite probleme, dar are libertăți absolute în direcții din astea conceptuale. Și să fie și ăsta de la Charlie Hebdo un caz concret din acesta în care libertatea a avut o singură direcție conceptuală și și-a găsit, iată, și finalul tragic. Tendința este să ne simțim liberi în absolut orice direcție. Bineînțeles că unele sunt mai posibile decât altele. În anumite situații intervine regula, norma, legea, se reglementează starea de libertate. Poți să faci anumite lucruri, nu poți să faci altele. În presă, uite, și în România există pentru audiovizual Consiliul Național al Audiovizualului, care urmărește aplicarea unui set de reguli ce reglementează, definesc, cum spuneam, libertatea de expresie. Nu ne convine în multe cazuri, simțim această apăsare pe care presa scrisă nu o cunoaște. Presa scrisă și mediul virtual, mai ales, scapă unor reglementări, ceea ce poate să fie foarte bine pentru libertatea ca și concept. Da? Acolo avem o libertate extinsă, nu cred că absolută, pentru că atunci când, repet, nu îți definești propria libertate, nu stabilești care sunt marginile posibile ale ei, o să vină altcineva să stabilească acele margini și o să o facă într-un mod inacceptabil. O să o facă violent, irațional, o să o facă criminal, așa cum s-a întâmplat, din păcate, la Paris. Și eu nu pot să spun altceva decât ceea ce cred. Respect libertatea de expresie. Am fost șocat de ce s-a întâmplat la Paris. Îi consider pe acei oameni deja niște simboluri ai libertății. Pentru că dacă s-a ajuns până acolo încât cineva să trebuiască să își dea viața pentru libertate, noi nu putem decât să ne aplecăm în fața unor oameni care s-au jertfit pentru ceva. Și ce am văzut apoi, marșul de solidaritate și faptul că lumea a fost impresionată și oarecum mobilizată de ce s-a întâmplat acolo, arată ce valoare are libertatea de expresie și libertatea în general în civilizația occidentală. Totodată, nu pot să nu spun că orice încercare de a duce dincolo de o anumită posibilitate libertatea de expresie este riscantă. Acei oameni, poate cu curaj, poate cu determinare, au trecut de acea limită și au suportat, iată, o consecință criminală inacceptabilă. Crima nu poate să găsească nici o susținere pe pământ sau în cer, că islamiștii respectivi, care sunt fanatici, găsesc o justificare în cer pentru crimele lor. Nu există justificare nici pe pământ, nici în cer pentru crimă. Așa că e greu să faci evaluări, mai ales acum, destul de repede, destul de aproape de acel eveniment. Și a fi pro sau contra este, zic eu, destul de simplist. Pentru că fenomenul în sine este deosebit de complex, are cauze istorice, are cauze religioase, are cauze antropologice, sociale. Este complicat de apreciat dacă suntem pentru, dacă suntem Charlie sau nu. Știi că există jesui Charlie, ne sui pa Charlie. Deci nu suntem toți deoparte și normal să fie așa. Apropo de participarea șefilor de stat la acel marș, putem să-l considerăm un exercițiu de imagine, de impunere a unor, eu știu, lucruri care vor urma și la care suntem uniți? Sau ce s-a întâmplat exact acolo? Deci, prima dată a fost șocul, teama, ce am văzut eu de la distanță și ceea ce am simțit și eu. Apoi a fost o repliere.
aveau nevoie, în primul rând, francezii, aveam și noi nevoie să arătăm că nu putem ceda în fața crimei, în fața terorismului, că nu ne permitem să ne fie teamă, că suntem solidari, că putem depăși acest moment, că viața trebuie să meargă înainte pe valorile civilizației occidentale în care noi credem și în care trăim, nu putem renunța la ele. Și asta a fost, cred că, reacția ce a declanșat o participare populară extraordinară, impresionantă în Franța și în special la Paris. Bineînțeles că un asemenea moment este exploatat, că vor apărea și profitori. Cu siguranță că este așa. Întotdeauna după catastrofe, după războaie, sunt și profitori. Probabil oamenii politici vor fi primii care vor profita, își vor reface imaginea, vor crește în sondaje și vor exploata cât pot ei mai mult ce s-a întâmplat acolo. Probabil și presa are un profit, inclusiv revista, care apare astăzi în 3 milioane de exemplare, pe când înainte de acest tragic atentat avea 30 de mii de exemplare în tirajul curent. Deci, dacă vrei să punem problema dacă profită cineva sau nu, da, vor fi și oameni care profită într-un mod just sau mai puțin just de acest nefericit eveniment. Era sau nu această formă o metodă eficientă, această formă de omor pentru a combate islamismul? Și de ce trebuie acesta combătut neapărat? Da. Greu de răspuns la întrebarea despre eficiență. Probabil că ei o considerau eficientă. Atunci când ridiculizezi, poți să ajungi să anulezi o anumită formă de expresie categorică a cuiva și să-l marginalizezi în așa fel încât el să nu mai fie prea băgat în seamă de către ceilalți. S-a mai întâmplat așa. Și cred că asta urmăreau ei. Însă să mizezi că pe ce? Pe umorul unor oameni care sunt până la urmă fanatici religioși, care din punct de vedere al civilizației se află cu 2-3 secole în spatele civilizației europene și nu vreau să par infatuat aici, dar și în Europa au existat conflicte sângeroase pe temei religios și noi am avut în zona noastră inchiziția și de la noi au pornit cruciadele, dar noi am depășit aceste momente în religia creștină, s-au depășit lucrurile acestea violente și criminale. Dar acum, în secolul 21, să mizez că niște oameni au umor și înțeleg caricaturile tale într-o formulă din aceasta de expresie artistică, cred că este un pic cam hazardant. Și ceea ce s-a întâmplat acolo nu neapărat s-a adresat islamiștilor, probabil că s-a adresat publicului consumator de umor, care însă nu era cel vizat pentru a fi redus într-o formulă de expresie minoră. Dacă vorbești de eficiență, atunci probabil ne gândim că prin caricaturi islamiștii o să se potolească, fanaticii lor o să fie mai civilizați, nu o să mai facă atentate. Nu poți să mizezi pe umorul unor teroriști. Bine, dar aici targetul, să-i spunem așa, acestei reviste umoristice, în ghilimele, a fost comunitatea franceză. Mai precis, unii care gândeau extrem, da, și care se întorceau împotriva acelor comunități de islamiști. Așadar, targetul lor nu erau islamiștii, nu citeau islamiștii ce scria acolo și nu interpretau ei, ci interpretau o comunitate care reacționa negativ față de acele grupuri minoritare. Și este un rău amplificat, putem spune așa. Se poate să fie așa cum spui tu, însă eu am văzut un interviu al redactorului șef al acelei reviste care spunea, domnule, trebuie să ceva de genul, trebuie să ridiculizăm până într-atât încât să ajungă exact cum au ajuns catolicii fervenți să nu mai conteze ce spun ei sau ce fac ei. Deci eu am înțeles că de fapt targetul acolo era.
societatea franceză despre care vorbești tu, totuși nu e violentă, nu ucide, nu face gesturi extreme. Și de aceea ți-am spus... Bine, nici picătura chinezească nu este o metodă extremă, dar este una foarte eficientă. Da, da. Eu am înțeles că ei totuși vizau tocmai nucleul acela dur, violent, al fanaticilor religioși, și de aceea am spus că nu poți miza pe umorul unor oameni de acel gen.